Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi veți vedea un tutorial foarte simplu. Rămâneți alături de mine! Tutorialul este pregătit pentru un spațiu sau pătrat sau un romb, vedeți? Eu am ales un romb, ce l-am pus în forma de romb și vom țese în verticală. Prinzând de bucla șnurului. După aceea ne vom muta, tot trecând prin buclele de la șnurul care este pe margine. Și v-am zis, acum țesem în verticală. Eu deja mi-am trasat un pic cu creionul ca să mă orientez bine, să fie firele drepte. Acest tutorial este adaptat și pentru forme rotunde, nu-i numai pătrat sau romb. Orice fel de spațiu aveți de umplut este foarte adaptabil și foarte ușor de realizat. Vedeți, ne deplasăm pe marginea buclelor de la șnurul pe care l-am montat. Am spus, mergem pe verticală. Continuați așa până la sfârșitul modelului. Acum vom țese firele în orizontală, trăgând un fir din stânga spre dreapta, dar când ne întoarcem, vedeți, răsucim firul pe lângă primul fir pe care l-am țesut în orizontală și vom țese practic unde se întâlnesc cele trei fire. Vom țese de desubt și deasupra, vedeți, în cerc. Și mergem și deasupra, de desubt. Formând această țesătură în cerc. Puteți țese de câte ori vreți dumneavoastră. Eu am să fac, cred că, de 4-5 ori. Și firile, în diagonală sau în verticală, puteți să le țeseți mai dese. Eu am ales spațiu să fie cam de 4 bucle. Și după aceea ne deplasăm. Aici, vedeți, s-au încrucișat o singură dată firele. Acum mă duc spre finalul firului în orizontală și ne urcăm. M-am spus iarăși de 3-4 bucle în orizontală. Răsucim firul cu care țesem pe sub firul în orizontală și din nou vom proceda ca și mai înainte. Vedeți, tot așa, deasupra, dedesubt. Ca să se fixeze bine firele. Acum, vedeți, de această dată se vor întâlni de 3 ori firele. Am spus, este un model foarte simplu, este de efect, îl puteți folosi unde doriți. Adică în ce formă doriți. Eu am ales de această dată o formă de romb. Și la fel, vedeți, răsucim un pic firul
și mergem mai departe, țesând din nou de desubt și deasupra firului. Deci această operație se va repeta până vom ajunge la capătul rândului, să spunem. Aranjați cu acul, vedeți, să nu se miște bine, să se așeze bine firul. Și trecem la următoarele fire care se intersectează. Sper să vă placă acest tutorial, să-l folosiți pentru umpluturile dumneavoastră, să vă fie de folos. Vedeți, eu fac cam de 4 ori, pentru că dacă mergeți de mai multe ori, deja se mărește cercul și după aceea firele se trec unele peste altele. Și din nou v-am zis, uitați, ne urcăm prin buclele șnurului. La următoarel fir în orizontală. Faceți tot timpul așa, aranjați tot timpul firele să fie bine și modelul pe care l-ați făcut de desubt, ca să fie aranjat să arate bine. O să vă mai arăt încă un pic acest model. Pe canalul meu veți găsi inspirație pentru la seta românească. Sunt diverse tutoriale cu fel și fel de umpluturi pentru toate gusturile. Vedeți, este foarte, foarte ușor și foarte simplu. Continuați așa până la sfârșit. Vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial. Vă aștept la următorul tutorial cu un alt model de umplutură.